Ora 18, bun găsit tuturor. Bărbatul care și-a ucis soția după ce a intrat peste ea în casă și a înjunghiat-o a fost arestat pentru 30 de zile. Individul și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor. De altfel, suspectul care a lăsat fără mamă doi copii, unul de 3, celălalt de 5 ani, și-a cerut iertare în momentul în care a fost scos din sediul poliției. În urmă cu 2 luni, victima obținuse și un ordin de protecție emis de judecătoria Buftea, prin care bărbatului era interzis să se apropie de ea sau de cei doi copii ai lor. Tu de ce i-ai încălcat dreptul ei la viață? Cer scuze, îmi cer iertare. Cui cer iertare? Ți-ai lăsat copiii orfani. La faceți-mi Individul a declarat în fața polițiștilor că își cere scuze pentru gestul său și a cerut iertare. Polițiștii l-au găsit destul de repede pe suspect. Acesta locuiește pe aceeași stradă, la câteva case distanță. Tot acolo au descoperit și arma crimei cu care bărbatul își provocase câteva răni. Polițiștii au refăcut traseul bărbatului și au stabilit că vineri dimineață acesta a așteptat să vadă toate rudele soției sale că pleacă spre serviciu. Apoi ar fi sărit gardul, după care s-a suit pe acoperiș pentru că ușa locuinței era cel mai probabil închisă. După care a intrat în podul casei și de acolo în locuință, unde a găsit-o pe soția lui. În timp ce își punea în aplicare planul diabolic, în altă cameră dormeau copiii lor, o fetiță și un băiețel de 3 și 5 ani. După ce a omorât-o, bărbatul i-a luat telefonul și a sunat-o pe mama femeii ca să-i spună ce a făcut. Ordinul de restricție presupunea că bărbatul nu mai avea voie să se apropie la mai mult de 200 de metri de soția sa. Pentru fapta sa riscă cel puțin 25 de ani de închisoare. Se au primele decizii după crima din Chitila. Ministrul interimar al internelor, Marcel Vella, vrea să urgenteze dezbaterile în Parlament pe proiectul de lege privind brățelele electronice, cu care se pot monitoriza persoanele agresive cu ordin de protecție pe numele lor. Între timp, Corpul de Control al Inspectoratului General al Poliției Române verifică dacă polițiștii din Chitila puteau face ceva mai mult pentru a apăra viața femeii. Din păcate, această tragedie arată că inițiativa legislativă cu privire la brățările electronice, o inițiativă la care am participat și eu ca senator, este în viitor un proiect de lege care va trebui discutat în regim de urgență. Proiectul de lege privind brățările electronice de monitorizare GPS zace de multă vreme în Parlament, în timp ce numărul victimelor crește. De la începutul anului au fost emise 640 de ordine de protecție, din care mai bine de un sfert au fost deja încălcate. Tocmai pe această speță o să fac o scrisoare către președinții celor două camere pentru a grăbi și a discuta în regim de urgență acest proiect. În astfel de cazuri în care există un ordin de protecție, poliția trebuie de îndată să supravegheze atât victima cât și agresorul. Dacă poliția română ar fi avut resurse, femeia din Chitila ar fi fost în siguranță. I s-ar fi dat altă locuință unde soțul cu care se afla în proces de divorț să nu poată ajunge, să nu știe cum să dea de ea ori de copii. Evident că este complicat să verifice poliția toate ordinele de protecție. Prin acele brățări electronice, ele pot fi monitorizate online. Femeia ar fi cerut sprijin inclusiv de la primărie pentru a se putea muta din casa în care agresorul știa că o poate găsi oricând. Nimeni nu i-a întins însă o mână de ajutor. Componența guvernului Orban II va fi definitivată după ședința liberalilor de luni. Imediat, Ludovic Orban va prezenta celor două camere ale Parlamentului României componența executivului. PNL a decis că va fi prezent în plen cu toți parlamentarii, dar se va abține la votul pentru învestirea unui nou cabinet, pentru a declanșa alegeri anticipate. Luni, după reuniunea biroului politic al partidului, la care voi prezenta programul de guvernare reactualizat și propunerea mea ca și președinte al partidului și premier desemnat pentru lista miniștrilor, vom înainta lista miniștrilor și programul de guvernare către birourile permanente ale celor două camere. Până luni, membrii cabinetului vor avea mai multe întâlniri de lucru la Palatul Victoria pentru actualizarea programului de guvernare. Creșterea punctului de pensie este prevăzută în legea bugetului de stat și în legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Vom crește pensiile, sigur că trebuie să urmărim cu mare atenție evoluția economiei, evoluția încasărilor la bugetul de stat și vom crește pensiile. Noi am prevăzut sumele necesare
pentru creșterea pensiilor. Și socialdemocrații se vor reuni luni în Comitetul Executiv Național pentru a decide strategia de urmat. Marcel Ciolacu face tot luni sesizare la CCR. El a spus că e posibil ca PSD să nu meargă în plen la votul pe investirea guvernului, în acest fel tergiversând un vot și posibilitatea de a se ajunge la anticipate. Klaus Iohannis l-a desemnat joi pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier. Liderul PNL trebuie să ceară votul de încredere în Parlament în termen de 10 zile. La această oră este în plină desfășurare o ședință la Palatul Victoria. Ludovic Orban i-a convocat pe toți miniștrii săi la guvern, unde cel mai probabil vor pune la punct strategia pentru alegerile anticipate. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea, Gabriela Mihai. Important de menționat este că totuși această întâlnire referitoare la programul de guvernare este mai degrabă formală, având în vedere faptul că știm că acest guvern nu se vrea a fi investit nici de către liberalii, nici de către socialdemocrați. Pe de-o parte, liberalii nu vor o investitură pentru că își doresc să facă următorul pas spre alegerile anticipate. Totodată este important de menționat că tot luni socialdemocrații vor sesiza Curtea Constituțională după ce președintele României Klaus Iohannis l-a desemnat din nou pentru funcția de premier pe Ludovic Orban. Iar odată ce va fi sesizată Curtea Constituțională, procedurile parlamentare pentru investitura noului guvern vor fi blocate până când Curtea Constituțională va da un răspuns. Așadar, ar putea fi blocate cel puțin până în luna martie. Rămâne de văzut până la urmă care vor fi pașii și ce strategie au liberalii pentru a ieși din acest impas, pentru că își doresc să ajungă până la urmă la alegerile anticipate, exact așa cum de altfel a și menționat și președintele României Klaus Iohannis. Profesoara din Suceava, care a predat în China și s-a întors în țară la începutul acestei luni, nu are coronavirus. Analizele nu indică prezența virusului, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru. Profesoara de 32 de ani fusese transferată vineri de la Suceava la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde a fost izolată. O gripă AHP fără să fie pozitiv pentru coronavirus. Iar mai rămâne la Iași în funcție de simptomatologie, mai rămâne în spital sau este acasă cu tratament. Profesoara de 32 de ani din Suceava era suspectă de infectare cu temutul virus și a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde a fost izolată. Internarea acesteia însă a fost una cu peripeții. Pe rampa folosită la urcarea în ambulanță, unul dintre asistenți a alunecat și a scăpat targa pe care se afla femeia. Cei de la ISU Suceava au explicat că paramedicul a alunecat din cauza ghețușului și au dat asigurări că pacienta nu a avut de suferit. Femeia este profesoară de engleză în China și a decis să se întoarcă acasă de teama coronavirusului. Probele sale biologice au fost trimise la Institutul Matei Balș din București, care a stabilit că nu este infectată. Cel puțin 700 de oameni au murit în China din pricina virusului, iar numărul persoanelor afectate a depășit 40.000, potrivit celui mai recent bilanț anunțat de autoritățile chineze. Blocaj în plină alertă de coronavirus, ministrul de Mis al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat că guvernul Orban nu mai poate achiziționa scanere termice, deoarece PSD și acoliții lui blochează proiectul, chiar dacă ordonanța de urgență a fost emisă absolut legal. Deși România trebuie să achiziționeze mai multe scanere termice pentru prevenirea coronavirusului, care să fie amplasate în aeroporturile din țară, iată că procedura este în impas. Ministrul interimar al internelor, Marcel Vela, spune că PSD blochează proiectul. Noi, acum, deși am emis o ordonanță de urgență absolut legală, care a parcurs toate etapele procedurare legale, acum, astăzi, nu putem achiziționa cele 35 de termoscanere pentru aeroporturi, pentru că PSD-ul și acoliții lor blochează guvernul României.
Marcel Vela avertizează că ambiția prostească a PSD le face rău românilor. În mod normal, dacă ar fi fost eliberat acest aviz miercuri, repet, el fiind cerut în termenul legal, înainte de ședința din Parlament, care putea sau nu putea să schimbe un guvern cu privire la voturile moțiunii, noi astăzi, la 3 zile după publicarea în Monitor oficial, puteam deja să achiziționăm toate produsele care să protejeze românii de coronavirus. Eu sper ca luni să fie deblocată ordonanța, altfel avem o problemă gravă. Guvernul Orban a adoptat la începutul acestei săptămâni, înaintea moțiunii de cenzură, o ordonanță de urgență pentru a fi cumpărate scanere termice pentru cele 16 aeroporturi internaționale din România. Aceeași ordonanță de urgență prevede și reîntregirea stocurilor de urgență medicală, precum și unele măsuri de instituire a carantinei în caz de epidemii. ANM a emis o nouă alertă meteo de ger până mâine la ora 10 în cea mai mare parte a țării. Noaptea care a trecut a fost cea mai friguroasă din această iarnă. În nord-estul țării s-au înregistrat și minus 22 de grade, iar în capitală mercurul din termometre a indicat minus 13 grade. Într-adevăr, așa cum era anunțată în informarea meteorologică care va fi mâine, temperaturile au scăzut simțitor. Dacă ne referim la valorile minime de această noapte, putem spune despre stația meteo în Târsura Buzăului, unde s-au înregistrat minus 18 grade, de asemenea Brașov minus 15 grade, iar la București, în centrul orașului, minus 7 grade, dar în zonele periferice între minus 9 și minus 13 grade. Meteorologii spun că a fost cea mai geroasă noapte din România de la începutul acestei ierni, cu temperaturi ce au scăzut sub minus 18 grade. Frigul pătrunzător s-a resimțit și în orașe, când oamenii s-au îmbrăcat extrem de gros și nu au putut porni mașinile. În capitală, termometrele au arătat dimineață minus 9 grade, dar s-au resimțit minus 13. Cei mai ghinioniști sunt cei care locuiesc în depresiunile țării. Partea bună este că nu așteptăm ninsori, cel mult fulguieli izolate în extremitatea estică a țării, iar în rest nu. Dar aceasta are și o parte care, sigur, trebuie să ne stea în continuare în atenție, în sensul temperaturilor minime de la noapte, care din nou vor coborâ frecvența minus 10 grade pragul gerului, inclusiv în București, mai ales în partea periferică. Un aer rece dinspre nord-estul Europei a pătruns vineri pe teritoriul României. Din cauza vântului, care în unele zone suflă și cu 45 de km pe oră, temperaturile resimțite sunt mult mai mici. Valorile sunt cu 10 grade mai mici decât normalul perioadei. Vom tremura până luni, când, la fel de brusc cum a venit, valul polar va pleca de la noi. La începutul săptămânii scăpăm de ninsor și ger, iar vremea se va încălzi chiar mai mult decât ar fi firesc pentru luna februarie. Locatarii din sectoarele 2 și 3 din capitală nu au căldură și apă caldă. În total, locuitorii din 300 de blocuri sunt afectați. Primarul general acuză Elcen de sabotaj și amenință cu o nouă plângere penală. Aproximativ 3% din imobilele racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au apă caldă și căldură. Oamenii tremură în apartamente, mai ales că până luni avem parte de cele mai geroase nopți din această iarnă. Este vorba despre o avarie la rețeaua primară din capitală. Într-o postare pe Facebook, Gabriela Firea susține că Elcen, instituție care se află în subordinea guvernului, ar fi livrat intenționat agent termic mai fierbinte cu 20 de grade pentru a provoca o avarie gravă. S-a greșit cu 20 de grade mai mult la livrarea agentului termic, astfel încât s-a produs o avarie foarte gravă. Vom depune plângere penală pentru sabotarea sistemului centralizat de termoficare, care reprezintă infrastructura critică și trebuie asigurată continuitatea conform legii. Nu credem în varianta unei erori tehnice. Diferența de temperatură este mult prea mare, iar tehnicienii care au făcut manevrele știau că vor provoca o mare avarie, a scris primarul general. Termoenergetica anunță că toate echipele sunt pe teren pentru remedierea avariei într-un timp cât mai scurt. Momente de panică pentru călătorii trenului internațional Brașov-Budapesta. Locomotiva garniturii a sărit de pe șine între localitățile Săliște și Apoldul de Sus din județul Sibiu. Din fericire, nu au existat victime, însă traficul feroviar pe această magistrală este blocat și la această oră. În trenul Interregio 74-1 plecat din Brașov la ora 5:25 se aflau 30 de călători. Oamenii au tras o sperietură zdravănă când, cu puțin înainte de ora 9, locomotiva garniturii a sărit de pe șine în apropiere de localitatea Apoldu din județul Sibiu. Potrivit reprezentanților CFR, de vină pentru producerea incidentului este starea proastă a liniilor ferate din zonă. Datorită lipsei de investiții în infrastructura feroviară după Revoluție și până în prezent,
Și pentru că nimeni nu înțelege că a venit vremea să se investească și în infrastructura feroviară, la trenul 74-1 de astăzi 8-2-2020, pe o restricție de viteză de 30 de km la oră, dar trenul circula cu circa 20 de km la oră, s-a supraalergit linia din informațiile pe care le am, între Apuldu și între Sălăște și Apuldu, în direcția spre Simeria și a avut loc o deraiere. Echipele de intervenție ale CFR încă lucrează pentru repunerea locomotivei pe șine, iar traficul feroviar este în continuare blocat în zonă. Cele două vagoane ale trenului au fost preluate de o altă locomotivă și își vor continua călătoria pe ruta deviată Sibiu-Copșa Mică-Alba Iulia-Vințu de Jos. Un elev a fost tâlhărit la același liceu din Brăila, unde un alt coleg de-al său a fost furat și înjunghiat. Băiatul a trăit momente cumplite pentru 2 lei pe care i-a vrut atacatorul. Polițiștii spun că fac tot posibilul să păstreze ordinea în zonă. Incidentul s-a petrecut chiar în fața colegiului Gheorghe Murgoci din municipiul Brăila, imediat după orele de curs. Elevul de 15 ani se afla cu un prieten când a fost atacat. Un băiat l-a amenințat cu un cuțit și i-a cerut toți banii pe care îi avea asupra lui. Polițiștii au fost anunțați despre acest incident 4 ore mai târziu. Polițiștii l-au identificat pe un minor în vârstă de 12 ani, bănuit de comiterea faptei. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru o tâlhărie calificată și se continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a comis fapta. Acesta este al doilea incident produs în aceeași zonă după același tipar. Pe 22 ianuarie, un adolescent de 15 ani a fost înjunghiat și tâlhărit de 2 puști de 10 ani și respectiv 17 ani. Despre acest caz, reprezentantul IPJ Brăila spune că s-au luat măsuri. Pentru prevenirea acestor fapte, au intensificat acțiunile în zona școlilor și activitățile. De asemenea, primarul Brăilei, Marian Dragomir, a făcut un apel public prin care a cerut locuitorilor să trimită polițiștilor imagini și să ofere informații privind persoanele care constituie grupuri infracționale sau comercializează substanțe interzise în jurul școlilor. Bătaia cruntă pe care a primit-o un tânăr de 14 ani din Mangalia, în plină stradă, până a intrat în coma, a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Oribil este că absolut nimeni nu a intervenit. Agresorul are 15 ani și este practicant al sporturilor de contact. Cei doi s-au certat pe o rețea socială și au continuat conflictul pe o stradă unde s-au întâlnit întâmplător. Camerele de supraveghere ale unui magazin au surprins scena violentă în care un practicant al sporturilor de contact l-a snopit în bătaie în plină stradă pe băiatul de 14 ani. Bătaia a avut loc în Mangalia pe 1 februarie. La mijloc ar fi fost o fată, însă nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți. Cu un cinism greu de imaginat, martorii acestor scene devin îngrijorați abia când băiatul abia respiră. Înregistrarea a fost postată pe pagina de Facebook Luptă pentru Sebi, alături de următorul mesaj. Tu, acesta cu șapcă ce stai lângă ușă și privești, nu ai remușcări că nu ai intervenit? Am ajuns într-o societate de nepăsători și nu intervenim în asemenea certuri, conflicte în public, ce pot duce la consecințe grave ca acest caz. Agresorul, aflat acum în arest la domiciliu, este practicant al sporturilor de contact, iar dintr-o ploaie de lovituri puternice a reușit să-și aducă victima în stare critică. A fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Mangalia și mai apoi judecătoria Mangalia, care au dispus măsura arestului la domiciliu. Andrei a fost internat de urgență la spital în comă. El este în continuare în stare gravă, iar medicii sunt rezervați în privința recuperării minorului. Este internat în secția de terapie intensivă neurochirurgie după un traumatism foarte cu interesare craniocerebrală. Este un caz dificil, un pronostic avem rezervat. Familia lui Andrei speră la o minune. Părinții au demarat procedurile pentru ca fiul lor să fie transferat la un spital din Cluj. Unii au dormit câte un mandat în Parlament, alții s-au uitat la clipuri de ochiate sau la filme pe tablete, dar tuturor le merge de minune acum. Vorbim despre sute de foști senatori și deputați care primesc pensii speciale uriașe, sume la care un român de rând nu ajunge nici după 35 de ani de muncă. 768 de foști senatori și deputați sunt beneficiari de pensii speciale, care însumate depășesc 10 milioane de euro pe an, scrie G4media.ro. Cuprinse între 2.000 de lei cea mai mică și 12.000 de lei cea mai mare,
mare. Cele 768 de pensii speciale ale parlamentarilor costă cât 3268 de pensii medii ale românilor de rând. Prin comparație, în timp ce pensia medie a unui parlamentar este de 5843 de lei pe lună, cea a unui român de rând este de doar 1373 de lei pe lună după 35 de ani de muncă. Potrivit informațiilor furnizate de Camera Deputaților, 542 de foști deputați sunt beneficiari de pensii speciale. Cea mai mică pensie este de 2037 de lei, iar cea mai mare este în cuantum de 12168 de lei. Practic, Camera Deputaților cheltuiește anual peste 33.200.000 de lei. La rândul lui, Senatul a transmis că 227 de foști senatori primesc pensii speciale. Cea mai mică pensie plătită pentru un mandat incomplet de doar 28 de luni este de 2883 de lei pe lună, iar cea mai mare pensie specială a unui senator pentru 3 mandate de câte 4 ani este de 12167 de lei pe lună. Senatul cheltuiește anual peste 20.630.000 de lei pentru pensiile speciale ale senatorilor. Luna trecută, Parlamentul a votat abrogarea tuturor pensiilor speciale ale civililor, inclusiv pe cele ale senatorilor și deputaților. Înalta Curte a contestat însă această abrogare la Curtea Constituțională, deoarece printre pensiile speciale anulate se numără și cele ale magistraților. Prin urmare, toate pensiile speciale sunt încă în vigoare. Apropierea alegerilor locale aprinde scânteia populismului în discursurile politicienilor. Cel mai recent exemplu este cel al președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, care vrea să facă referendum în ziua alegerilor locale pentru a întreba cetățenii dacă vor 10.000 de lei pentru primul copil născut și reduceri de impozite după al treilea. Președintele Consiliului Județean Maramureș vrea ca proiectul său pentru creșterea natalității să se numească Renașterea Maramureșului. Ne dorim, evident, un proiect prin care oamenii care locuiesc astăzi în județul Maramureș, maramureșini, alături de cei foarte mulți care sunt plecați din județul Maramureș, în afara granițelor țării, lucrează în diaspora, în țările din vestul Europei, să poată să beneficieze de un sprijin material, financiar, evident, consistent, la momentul în care, de exemplu, o familie tânără se întemeiază și face un copil. Potrivit acestuia, familiile tinere ar urma să primească 10.000 de lei la nașterea primului copil și reduceri la impozite după ce se naște cel de-al treilea. Banii ar urma să fie plătiți din bugetul Consiliului Județean și al primăriilor locale. Gabriel Zetea spune că propunerea sa se adresează atât celor care locuiesc în județul Maramureș, cât și celor plecați din țară care vor să se întoarcă acasă și să pună umărul la creșterea natalității. Președintele Consiliului Județean Maramureș, care este și președinte al PSD Maramureș, afirmă însă că nu vrea ca inițiativa sa să fie considerată o formă de populism mascat, deși cam așa arată. Nu vreau să discutăm că este o propunere a unui partid politic sau a altuia. O să invit absolut toate partidele politice din județul Maramureș, care au reprezentanți în Consiliul Județean Maramureș sau nu, să participe la acest referendum, să fie cumva ideea tuturor. Nu mă interesează, de exemplu, să facem acest referendum odată cu alegerile locale. Poate vor fi alegeri parlamentare anticipate, putem să facem atunci acest referendum, dar evident e nevoie până la urmă să suprapunem. Deputatul Dorel Căprari, inculpat în dosarul șpăcilor de la DRDP Timișoara, a fost ales președinte al PSD Arad. Conferința extraordinară a avut loc, deci conducerea partidului a cerut amânarea ei. Conferința județeană de alegeri vine în contextul unui conflict intern în PSD Arad între Căprar și Fifor. Mihai Fifor a refuzat să participe la ședință, apreciind că procedura este viciată în profunzimea ei. Controversatul deputat ar fi trebuit să candideze pentru funcția de președinte cu Mihai Fifor, însă cel din urmă a transmis o scrisoare prin care a cerut amânarea conferinței extraordinare a PSD Arad, având în vedere situația politică actuală care impune prezența conducerii PSD la București pentru organizarea activităților politice din perioada imediat următoare. Și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat în cadrul unui interviu că, deși Dorel Căprar își dorește să candideze din nou pentru șefia PSD Arad, la această filială ar trebui numit un președinte interimar, deoarece Căprar este inculpat în dosarul șpăgilor și ar trebui să își rezolve mai întâi problemele. Ajutați transportatorii, ce știți? Ajutați transportatorii, ați luat mită? Se cunoașteți ceva? Ați spus oamenii la DRDP?
Cu toate acestea, conferința extraordinară a PSD Arad a avut loc, iar Dorel Căprar a fost singurul candidat pentru funcția de președinte al organizației județene. Acesta a fost ales de 75 de membri ai PSD Arad, în timp ce doar 5 dintre socialdemocrați au votat împotrivă. Inițial, pentru funcția de președinte al PSD Arad, au anunțat că vor candida atât actualul lider, deputat Dorel Căprar, care conduce organizația de 10 ani, cât și senatorul Mihai Fifor, care a fost ministru și vicepremier în guvernele PSD. Dorel Căprar a respins acuzațiile că organizația ar fi fost nestatutară prin intermediul rețelelor de socializare. În replică, Mihai Fifor a ținut să precizeze tot prin intermediul rețelelor de socializare că tot ceea ce s-a spus despre retragerea lui este pură dezinformare. Eu nu mă retrag niciodată, cum încearcă unii să împrăștie în oraș ca fake news. Ar vrea poate unii, dar nu vor avea această satisfacție. Eu respect decizia conducerii partidului care a dispus amânarea conferinței. Greu, frate, greu. Greu să faci diferența între a te retrage dintr-o competiție și a refuza să participi la o competiție viciată în profunzimea ei. Treabă de semantică și de principii pe care refuz să le încalc, a scris Fifor pe Facebook. Dorel Căprar, lider al filialei Arad, a fost chemat la DNA în luna decembrie pentru a fi informat că are calitatea de inculpat în dosarul șpăgilor de la Vama Nădlac 2. Deputatul Căprar este acuzat de 12 infracțiuni de folosire a influenței sau autorității. PSD-iștii au mod aparte de a gândi și nu contenesc să ne uimească. Ultima declarație halucinantă îi aparține baronului PSD de Vrancea, Marian Oprișan, care este de părere că dacă nu exista dezastrul de la Colectiv, Moldova avea acum autostradă. De 161 de ani, cei de la București nu s-au mai ținut de cuvânt niciodată față de Moldova. De 30 de ani, mă rog de toate guvernele României, de stânga sau de dreapta, să facem autostradă și aeroport. Marian Oprișan a oferit apoi maxima zilei. A declarat că Moldova nu are autostradă din cauza Colectiv și e subdezvoltată din cauza Rusiei. Când în Focșani, pe lângă Focșani, va trece autostrada și vom avea aeroport, pentru că prima dată am încercat pe amplasamentul 1921, fosta unitate de aviație. Și ce să vezi? A venit Colectiv și a căzut guvernul. Cum cade guvernul, în Vrancea nu se mai întâmplă nimic. Baronul PSD de Vrancea nu i-a uitat nici pe liberali, pe care i-a acuzat că ar avea ca model propaganda nazistă. O să muriți de râs. De la Iosef Goebbels, unul dintre mari artizani ai nazismului, șeful propagandei naziste. Și aici îmi asum această responsabilitate, pentru că am să dau exemplu necesar. Goebbels spunea în felul următor: repetă o minciună de 1 milion de ori și va deveni adevăr. Asta face Partidul Național Liberal în România. Așa i-au mințit pe cetățenii județului Vrancea. Au repetat de 1 milion de ori minciuni la adresa PSD-ului. Hoții de la PSD. Unde-s hoții de la PSD? Marian Oprișan a fost reconfirmat vineri cu unanimitate în fruntea organizației județene a PSD Vrancea, pe care o conduce de 28 de ani. Românii cu studii în străinătate vor putea să-și echivaleze diplomele în țară fără taxe. Guvernul elimină plata de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute la universitățile din afara țării. Românii care au studiat în străinătate și care vor să se întoarcă pot să se angajeze sau să-și continue studiile mai ușor. Ministrul Educației Monica Anisie a emis un ordin prin care a decis ca taxele de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să fie eliminate. Inițiativa i-a aparținut deputatului PNL Mara Mareș, care a depus și proiecte de lege în acest sens. Din cauza majorității parlamentare a PSD, proiectele mele, deși aflate exclusiv în avantajul tinerilor români, nu au fost implementate, dar am găsit tot sprijinul și deschiderea în actualul ministru al educației, totul în timp record, a scris liderul tinerilor liberali pe contul său de socializare. Ordinul emis pentru eliminarea taxelor de recunoaștere și echivalare a diplomelor se aplică numai pentru cetățenii din afara spațiului economic european și al Confederației Elvețiene. Astfel, accesul pe piața muncii se va face fără alte costuri pentru această categorie. Ordinul ministrului a intrat deja în vigoare.
Caz terifiant în localitatea Constanțean, Valul lui Traian. Doi frați au ajuns în stare gravă la spital, cu arsuri pe mare parte din corp, după ce au încercat să facă focul în sobă cu benzină. Cei doi băieți de 7, respectiv 14 ani, au fost transferați în capitală, la Spitalul Grigore Alexandrescu. Cei doi frați, unul de 7, celălalt de 14 ani, erau mai tot timpul lăsați singuri acasă, spun vecinii. Din cauza frigului, băieții au încercat să aprindă focul în sobă, însă unul dintre ei a turnat benzina, iar celălalt frate, mai mic, care se juca cu un spray, a aruncat tubul tot în sobă. A fost momentul în care totul s-a transformat într-o scenă de groază. Flacăra de la sobă le-a explodat copiilor direct în față. Mama copiilor, care i-a găsit pe aceștia în stare gravă, a sunat la 112. Am fost solicitați azi noapte în localitatea Valului Traian pentru doi copii. De îndată la cază au fost alocate două resurse medicale, un echipaj medical de terapie intensivă mobilă din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța și un echipaj de prim ajutor. La fel s-a acordat primul ajutor la fața locului, iar apoi aceștia au fost rezolvați. Inițial, copiii au ajuns la Spitalul Județean Constanța cu arsuri pe față, mâini, dar și pe căile respiratorii. Ei au fost intubați, s-a acordat primul ajutor de un echipaj C2 și un echipaj MURC1. Apelul a venit pentru un singur copil, un accident casnic, s-au jucat cu un spray care l-a aruncat în sobă de teracotă. Și s-au găsit doi frați cu arsuri la nivelul căilor aeriene superioare. Pacienții au fost transportați la UPU Constanța, unde au fost reevaluați și s-a considerat transferul lor către București. Cei doi frați sunt în continuare în stare critică, internați la Spitalul Grigore Alexandrescu. De neimaginat în urmă cu 3 ani. Celebra companie Teldrum, al cărei nume se leagă de cel al lui Liviu Dragnea, cere insolvența firmei deținută de fiul lui Dragnea, Ștefan. Aflată la rândul său în insolvență cu interdicții în dosarul penal în care este judecată pentru fraudă cu fonduri europene, compania de construcții din Telorman a depus cererea la tribunal în urmă cu câteva zile. Cele două companii sunt implicate în litigii de mai bine de 2 ani. Primele probleme au apărut din partea procurorilor anticorupție în privința companiei de construcții Teldrum. În urmă cu 2 ani, această firmă a fost pusă sub acuzare și apoi trimisă în judecată pentru o presupusă fraudă cu fonduri europene, iar ulterior s-au demarat cercetări în privința acesteia și în dosarul în care este urmărit penal și Liviu Dragnea. Pe fondul acestor dosare penale, compania a cerut intrarea în insolvență și a obținut un verdict favorabil. Acum compania Teldrum cere la rândul său insolvența și intrarea în procedura falimentului pentru ferma Salcia. Ferma Salcia i-a aparținut lui Valentin Ștefan Dragnea, fiul lui Liviu Dragnea, care și-ar fi cedat acțiunile lui Ilie Liviu Dragnea, un prieten de-ai tatălui său, încă din aprilie 2019. În dosarul Teldrum, procurorii DNA au anunțat oficial pe 13 noiembrie 2017 că Liviu Dragnea este urmărit penal pentru constituirea unui grup infracțional, abuz în serviciu și infracțiuni privind deturnarea de fonduri europene, în legătură cu favorizarea companiei în privința acordării de contracte. Dragnea a negat acuzațiile. Cererea de deschidere a procedurii de insolvență în cazul fermei Salcia a fost înregistrată la Tribunalul Teleorman în 5 februarie, iar primul termen de judecată a fost stabilit pentru 2 martie. Spiritul inventiv al românilor iese la iveală în orice situație. Epidemia de gripă este un prilej numai bun pentru unii concetățeni să scoată o grămadă de bani. Sute de anunțuri prin care se vând vaccinuri antigripale apar pe site-urile de profil, iar prețurile variază între 40 și 200 de lei. Medicii avertizează că un vaccin cumpărat de pe internet poate provoca alergii severe, pentru că nu există nicio garanție că a fost păstrat la temperatura potrivită. Vând vaccin antigripal sezon 2020 sau vaccin antigripal sezonul 2019-2020, predare personală. Sunt doar o parte din anunțurile pe care românii le pot găsi în această perioadă pe internet. Prețurile pornesc de la 40 și ajung până la 200 de lei, în timp ce la farmacii sunt maximum 30 de lei. Doar că stocurile sunt epuizate până la sfârșitul lunii februarie. Medicii spun însă că nu este indicat să cumpărăm vaccinul de pe internet pentru că nu avem nicio garanție că acesta a fost păstrat la temperatura potrivită. Ba mai mult, acest vaccin mai poate și provoca alergii severe. Nu recomandăm achiziționarea și transportul vaccinurilor de la firme care nu certifică și nu asigură respectarea temperaturii
de transport și de păstrare. Vaccinul ar trebui procurat numai din farmacii, unde este ținut la temperaturi cuprinse între 2 și 8 grade Celsius. Numărul clienților ar putea crește semnificativ în această perioadă, după ce autoritățile au anunțat oficial că în România este epidemie de gripă. 18 oameni au murit, iar alte peste 7.000 de persoane s-au îmbolnăvit de gripă. Număr record de decese înregistrate în lupta cu epidemia de coronavirus care face ravagii în China. Bilanțul victimelor virusului ucigaș a crescut cu 86, ajungând la 722, între care și un american, dar și un japonez. Bilanțul se apropie de celele provocate de pandemia SARS, care a ucis în 2002-2003 la nivel global 774 de persoane. Numărul celor infectați cu coronavirus în China a depășit 34.500, potrivit CNN, care citează anunțul Comisiei Naționale pentru Sănătate de la Beijing. Majoritatea cazurilor noi au fost semnalate în provincia Hubei, în special în capitala acesteia Wuhan, care este epicentrul epidemiei. Un american a devenit prima victimă fără cetățenie chineză care moare din cauza coronavirusului, iar un japonez a murit după ce a avut simptome similare bolii. Americanul în vârstă de 60 de ani, diagnosticat cu coronavirus, a decedat la un spital din Wuhan. China a luat măsuri excepționale pentru a preveni răspândirea virusului din zona de epicentru a epidemiei. În zona în care au fost instituite măsuri stricte de interzicere a transportului rutier, aerian și feroviar, trăiesc peste 60 de milioane de oameni. La nivel global, coronavirusul a infectat peste 320 de oameni din 27 de țări și a ucis un chinez și în Filipine. Sâmbătă au fost confirmate noi cazuri în Malaezia, Taiwan și în Japonia. Totodată, bilanțul persoanelor infectate cu coronavirus pe vasul de croazieră din Japonia a ajuns la 64, ca urmare a confirmării a 3 noi cazuri, a declarat sâmbătă ministrul japonez al sănătății. Toți cei infectați au fost mutați la spitale de pe uscat. Cele 61 de cazuri confirmate până joi proveneau dintr-un număr de 273 de persoane care au fost testate fie pentru că prezentau simptome, fie au intrat în contact direct cu cei infectați. Oficialii niponi au început marți să testeze peste 3.700 de persoane care se aflau la bordul navei plasate în carantină în apropierea portului Yokohama, după ce un pasager al vasului a fost depistat cu coronavirus. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că 17 cetățeni români se află la bordul navei și că aceștia nu au coronavirus, starea de sănătate a acestora fiind bună. Alertă meteo în Statele Unite. Sudul țării a fost măturat de tornade și furtuni de zăpadă care au făcut 5 morți și au produs pagube însemnate. Furtunile s-au mutat apoi spre nord și au lovit Canada. Tornadele însoțite de rafale de vânt care au depășit pe alocuri 100 de kilometri pe oră, spulberând zăpada și inundațiile, au făcut ravagii în sudul Statelor Unite înainte de a se îndrepta spre nord în Canada. 5 oameni și-au pierdut viața în diferite incidente provocate de vremea rea. Peste 400.000 de locuințe de pe tot cuprinsul țării au rămas fără curent din cauza copacilor doborâți de vânt peste liniile de înaltă tensiune. În statele Carolina de Nord și Virginia, sute de oameni au fost evacuați din casele inundate. Nivelul apei a depășit 20 de centimetri în multe locuri, în urma precipitațiilor care au căzut continuu timp de 3 zile. Autoritățile monitorizează nivelul apei la 49 de baraje din statele Tennessee, Alabama, Georgia, Florida și Carolina de Nord. În Tennessee și Kentucky s-au produs alunecări de teren, motiv pentru care guvernatorul statului Kentucky a declarat stare de urgență. Starea de urgență a fost declarată și în 7 districte din West Virginia, iar guvernatorul a mobilizat Garda Națională. În schimb, statele Mississippi, Carolina de Sud și Louisiana au fost răvășite de tornade. Sute de case au fost parțial distruse și zeci de mașini strivite de copacii smulși din rădăcină, de vântul puternic, iar rafalele au pus la pământ panouri publicitare și stâlpi de electricitate și au avariat mai multe benzinării. Autoritățile le-au cerut oamenilor să nu iasă din casă până când situația nu va fi remediată. Din cauza poleiului format pe partea carosabilă, accidentele rutiere s-au ținut lanț. Alerta de vreme rea s-a mutat spre nord-estul țării, din Tennessee până în Maine, unde vântul spulberă stratul de zăpadă, care a ajuns la 10 cm grosime.
Autoritățile de la Londra au respins peste 3.000 de cereri de rezidență în Marea Britanie. Numărul cetățenilor Uniunii Europene care au ales să trăiască și să muncească în Regatul Unit după Brexit depășește 3 milioane, iar peste 2,7 milioane dintre aceștia au primit permisiunea de a rămâne. În perioada 28 august 2018 31 decembrie 2019, aproape 2.500.000 de cereri au fost finalizate, dintre care peste 1.430.000 de persoane au primit statutul de rezident permanent. Ceilalți aproximativ 1.000.000 de oameni, reprezentând 41% din total, au primit statutul de rezident temporar, care le oferă posibilitatea de a continua să trăiască provizoriu în Regatul Unit și de a face o nouă solicitare după cel puțin 5 ani de locuit în această țară. Aproape 13.000 de cereri au fost nule sau retrase, în timp ce 3.280 au fost clasificate drept non-valide. 6 solicitanți ai rezidenței cu istoric infracțional, grav sau persistent au fost refuzați. 92% dintre cereri au fost depuse de persoane care trăiesc în Anglia, numărul cererilor rezidenților din Scoția fiind de doar 5%, iar acelor din Irlanda de Nord și Țara Galilor de doar 2%. Pe primul loc ca număr de cereri de rezidență s-au situat polonezii cu peste 512.000, fiind urmați de români cu 435.690 de cereri și de italieni cu peste 290.000 de cereri. Potrivit legislației în vigoare, cetățenii Uniunii Europene care au trăit continuu în Regatul Unit timp de 5 ani pot primi statutul de rezident permanent. Ei beneficiază de aceleași drepturi de a munci și de a studia și acces la sistemul de ajutoare sociale, la fel ca înainte de ieșirea Regatului Unit din blocul comunitar și pot solicita obținerea cetățeniei Regatului Unit. Înregistrarea trebuie să fie făcută până la finalul lui iunie 2021. În teatrul Dolby din Beverly Hills, pregătirile pentru gala primilor Oscar sunt aproape gata. Fanii așteaptă cu sufletul la gură celebrul eveniment de la Hollywood, care va avea loc în noaptea de duminică spre luni, când pe scenă își vor face apariția câștigătorii ediției din acest an. La Dolby Theater, sigla a fost deja montată, iar scena pe care vor apărea câștigătorii a fost amenajată. Decorul grandios, bătut în cristale Swarovski, va cuprinde 50.000 de pietre, la care se vor adăuga peste 1.000 de leduri. Spirala interioară, cântărește peste 4 tone și jumătate, va fi ridicată deasupra scenei și se poate roti la 360 de grade. Statuetele aurite sunt pregătite pentru a ajunge la câștigător și doar numele acestora mai trebuie inscripționat. În ceea ce privește cei spre care vor merge celebrele statuete, fanii nu se mai așteaptă la puține surprize. Asta în condițiile în care zilele trecute Academia Americană a scăpat pe internet o listă a câștigătorilor. Ulterior, reprezentanții Academiei au spus că lista a fost doar o simulare. Lista a fost retrasă, nu înainte însă ca aceasta să fie citită de cei mai atenți cinefili. Ea este în acord cu o altă listă cu predicții făcută după calcule matematice. Astfel, Brad Pitt ar urma să primească primul lui Oscar pentru rolul din Once Upon a Time in Hollywood. Marile premii ar urma să meargă spre 1917, Joker și Judy, în timp ce The Irishman ar putea înregistra un nou eșec. Printre prezentatori se vor afla Jane Fonda, Tom Hanks, Natalie Portman sau Keanu Reeves. Atât pentru moment la știri, doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi, însă vă aștept la o ediție specială în doar câteva minute. Despre ce este vorba, vedeți imediat.